Parlamentarii de Giurgiu caută în continuare soluții pentru rezolvarea unor probleme de interes ale comunității care i-a trimis în Parlament. Senatorul Niculae Bădălău spune că pentru USL prioritare pentru perioada următoare sunt investițiile. Deși Giurgiu are o șosea rapidă care a fost construită pe vremea guvernării PSD din 2000-2004, senatorul Niculae Bădălău a declarat de curând că drumul național 5 Giurgiu-București ar putea fi transformat în autostradă. În ultima vreme s-au purtat discuții cu premierul Ponta pentru ca acest drum să poată fi transformat în autostradă în următorii 2 ani. Încercăm și am avut o discuție cu domnul președinte Ponta să o transformăm în autostradă, cu un regim de autostradă. Asta înseamnă că trebuie să facem căile ocolitoare la 3 localități. Și atunci vom avea o șosea unde probabil nu vom mai avea nici noi probleme cu trecerea în localități unde trebuie să reducem viteza și unde radarul își face cu prisosință datoria. Niculae Bădălău a precizat că această lucrare nu a fost inclusă în bugetul de investiții pentru anul 2014 și că DN5, fiind o lucrare mai veche, terminată deja, nu va mai putea beneficia de fonduri europene. Se vor căuta soluții pentru ca lucrările să demareze anul viitor cu bani de la Ministerul Dezvoltării. Cred că anul viitor, dar nu din fondurile de autostrăzi, din fondurile Ministerului Dezvoltării, lucrul acesta se va întâmpla.